Nu doar melodia extraordinară a acestei cântări și conținutul ei, toate oglindesc un adevăr de bază al Scripturii, și anume că mântuirea lui Dumnezeu aduce scăparea omului de pierzare și aduce transformarea evidentă a întregii lui naturi. Aș vrea ca să mai vedem în continuare un text din Epistola lui Pavel către Romani, din capitolul 1, începând cu versetul 16. În Biblie, la pagina 1094, cine are Biblia? Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăduse adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Până aici. Ce este Evanghelia? Poate fi deseori o întrebare, și pentru că se aude și în vremea noastră, se aude acest cuvânt, Evanghelia. Și poate sunt oameni care se tem de lucrul acesta, se tem că este ceva rău, se tem că ar fi alții ceva misterios. Alții cred că este ceva despre care numai anumiți oameni cu anumite daruri sau haruri trebuie să vorbească și așa mai departe. Iată că Apostolul Pavel ne spune limpede ce este Evanghelia. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care mântuie sau care aduce mântuire. În limba greacă, cuvântul acesta înseamnă vestea bună. Evanghelia este o veste bună. Aș spune, poate mai apăsat, Evanghelia este cea mai bună veste pe care o poate avea omul în viața lui pe pământul acesta, pentru că Evanghelia vorbește despre Dumnezeu și mântuirea pe care Dumnezeu o dă oamenilor păcătoși. Domnul Iisus Hristos, când va începe propovăduirea, așa cum ne spune evanghelistul Marcu, iată care sunt primele cuvinte pe care le rostește Mântuitorul în apariția sa publică. În Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 14 și 15 spun așa: după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă
și credeți în Evanghelie, au fost cuvintele răspicate ale Domnului Iisus Hristos. Dacă este să privim un pic mai îndeaproape, și aș vrea foarte pe scurt să subliniez câteva idei de fond a ceea ce descoperă Evanghelia. Sigur că nu este o anumită ordine rigidă, dar aș începe întâi de toate cu ceea ce descoperă Evanghelia despre Dumnezeu. Evanghelia îl prezintă întâi de toate pe Dumnezeu. Și am citit aici câteva cuvinte în versetele 12-13, ce este această descoperire a lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, și așa mai departe. Evanghelia, repet, ne vorbește într-un mod concret, direct despre Dumnezeu. Sigur că despre anumite aspecte ale lui Dumnezeu, despre Dumnezeu ca și creator, despre atotputernicia lui Dumnezeu, ne poate vorbi și natura înconjurătoare, așa cum spune cuvântul mai departe. Dar ceea ce descoperă oamenilor esența dumnezeirii este Evanghelia. Și Domnul Iisus Hristos, care așa cum am văzut a început cu aceste cuvinte ale Evangheliei, spunea oamenilor din vremea lui că a venit să le vorbească despre Tatăl sau despre Dumnezeu ca Tată și despre un Dumnezeu ca Mântuitor. Evanghelia, în al doilea rând, deci întâi de toate, descoperă pe Dumnezeu și este de aceea îndemnul fiecăruia în parte dintre noi să citim cuvântul lui Dumnezeu. Doar în cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelie, putem descoperi pe Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care lucrează sau descoperă Evanghelia este starea noastră spirituală sau duhovnicească înaintea lui Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, starea de păcat a omului și a omenirii în general. Și capitolul 1 după Romani, capitolul 1 ale acestei epistole zugrăvește în cuvinte foarte clare și aș putea spune uneori foarte dure starea de păcat a noastră ca oameni. Evanghelia, repet, nu trece direct la mântuire, Evanghelia nu trece direct la un cer veșnic, ci Evanghelia întâi de toate coboară în inima noastră, în viața noastră, ca să ne descopere care este starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Pe vremuri, o ceată de frați a unui patriarh au făcut o călătorie în Egipt și acolo au vrut să cumpere grâu pentru că era mare foamete în țara Canaanului. Și când îi întâmpină dregătorul cel mai mare din țara Egiptului și întreabă de unde vin, care este ocupația lor, oamenii aceștia vor spune într-un glas: Domnule, noi suntem oameni cum se cade, oameni de treabă. Și demnitarul le spune: nu, sunteți spioni, ați venit să faceți cercetări în țară. I-a provocat ca să pătrundă la inima lor și oamenii aceștia au întărit: suntem oameni de treabă. Și când s-a îndepărtat puțin demnitarul acela și a început să apese puțin asupra lor, au început să vorbească între ei în limba evreiască. Nu ne ardea inima în noi? Când am pedepsit pe băiatul acela și când l-am vândut, era vorba de frații lui Iosif, care întâi de toate au vrut să-l omoare în ticăloșia inimilor. Acest băiețaș de vreo 17-18 ani le adusese mâncare de departe și cum l-au văzut a zis: hai să-l omorâm. Cât de ticăloasă este inima oamenilor și când este vorba înaintea oamenilor în afară, suntem oameni de treabă. Ei nu știau că demnitarul era Iosif, care ajunsese prim-ministru în țara Egiptului. Aceștia suntem când ne privim noi și oameni de treabă. Cuvântul spune: nu, suntem păcătoși. Suntem oameni care am înfăptuit și care înfăptuim o grămadă de păcate.
Și Evanghelia este aceea care face o radiografie a sufletului nostru. Se duc oamenii deseori la medic. Parcă nu se simt ei bine. În afară, totul pare a fi în regulă. Și când fac o ecografie, mai fac și cine știe ce altă analiză al organelor interne, deseori medicii constată: omule, organismul dumitale este făcut țândăr. Poate ai un cancer în fază de metastază, mai de trăi puțin timp. N-am știut. M-am simțit bine. Dar lăuntrul tău este plin de cancer. O fostă secretară de-a mea acum câteva zile, de altfel cu o sănătate bună, a mers și ea la medic. Și a făcut niște analize și au descoperit dintr-o dată un cancer galopant care a făcut-o să plece de pe pământ în mai puțin de 2 luni. În mai puțin de 2 luni. Noi spunem că suntem oameni de treabă și nu ne dăm seama ce ticăloșie are păcatul în viața noastră. Se vorbea aici din textul pe care l-am citit spre sfârșit că unul dintre aspectele păcatului, nu este singurul, este acesta care se regăsește foarte mult în lumea păgână, și anume idolatria. Și a spune că nu doar în lumea păgână, în toată lumea, idolatria. Fie că este vorba de idolatria aceea cea mai păgână, templele idolești în țările păgâne, fie că este vorba de o idolatrie în religiile noastre, de nume, fie că este vorba de o idolatrie a noastră, lucruri la care ținem mai mult decât orice altceva, lucruri la care ținem oricum mai mult decât la Dumnezeu. Idolatria este un păcat. Dar nu numai atât. Iată de pildă, am să citesc, pentru că cuvântul face lucrul acesta, am să citesc câteva puncte ale acestei introspecții, acestei analize a sufletului nostru. Versetul 28-29. Astfel, se spune despre noi, oamenii au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel, asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Cât de pătrunzător este cuvântul lui Dumnezeu! O, dacă am avea ochi să privim în această listă, poate nu le avem pe toate, sau poate nu le-am găsit pe toate, dar câte oare nu găsim și în dreptul nostru? Răutăcioși, bârfitori. Bârfa este la ordinea zilei. Duhul acesta de curvie care plutește în toată lumea. La orice te-ai uita, în mass media, reviste și așa mai departe, duhul acesta a nebunit inima atâtor oameni și este o primejdie în toată lumea. Și câte nenorociri nu vin de aici. Și altele, și altele, cum spune cuvântul Dumnezeu, nu numai că le facem, dar cei care fac aceleași lucruri, spunem, da, e băiat bun, e băiat de treabă, e băiat de echipă, cu tare, ăla stă mai izolat, dacă are pauza de masă, în loc să vină la glume cu noi, el citește dintr-o carte, ăla nu-i ca noi. E diferit. Evanghelia ne arată păcatele în care ne aflăm. Mi-aduc aminte din cartea pe care, care a fost scrisă, una dintre cărți, cum, de pildă, fratele Teodor Popescu, acela care a întemeiat mișcarea aceasta noastră cu aproape 100 de ani în urmă, dânsul care era preot și care era un om moral în felul dumnealui, era un om cinstit, își făcea slujba așa cum înțelegea față de enoriași, era un om empatic, adică simțea cu cei care veneau în biserică și așa mai departe, predica cuvântul
și se socotea un om care n-are ce-și reproșa înaintea lui Dumnezeu. Și a venit un prieten de-a lui din nordul Moldovei, Dumitru Cornilescu, care înțelesese Evanghelia și el, călugăr, și a început să-i spună despre păcat. A început să-i spună despre faptul că el însuși, ca preot, putea să fie un om păcătos. Și spunea fratele Teodor Popescu, după ce s-a întors la Dumnezeu, greu mi-a fost să înțeleg că eu sunt om păcătos, că mă vedeam așa de bun, așa de moral. Și apoi când a citit Evanghelia cu alți ochi, preotul Teodor Popescu a început să înțeleagă faptul că orice om este păcătos și a început să-și vadă propriile dumnealui păcate. Sigur, probabil nu la nivelul la care se deda mulțimea, dar lucruri din acestea, răutăți, eu știu, bârfe și așa mai departe, gânduri rele, gânduri necurate, vin în inima noastră. Aceasta este fotografia pe care ne-o face Scriptura, așa nume, suntem oameni păcătoși. Ba mai mult, în capitolul 3, versetul 23, cuvântul ne spune despre această generalizare a faptului că oamenii toți sunt păcătoși. În capitolul 3, versetul 23, se spune așa, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, de la Adam și până la ultimul om care se va naște pe pământul acesta, absolut toți, sunt în această atmosferă, sunt în această primejdie a păcatului și sunt oameni păcătoși. Evanghelia ne arată lucrul acesta. Nicio altă carte de religie din lume nu va sonda, nu va pătrunde atât de mult în inima oamenilor să le spună că sunt păcătoși. Evanghelia o face. Și Domnul Iisus Hristos, ca nimeni altul, le-a spus oamenilor din vremea Lui despre păcătoșenia lor. Dacă citim de pildă capitolul 23 din Matei, ne îngrozim ce găsește Domnul Iisus Hristos la oamenii care se considerau cei mai sfinți, cărturarii, fariseii și preoții. Și când ne spune câtă nelegiuire era în viața lor, Domnul Iisus Hristos este într-adevăr cel care vede cu ochii lui de fiul lui Dumnezeu, vede inima oamenilor. Nu ce arătau în afară, haine frumoase, ceremonii, reguli, ritualuri și așa mai departe, ci Domnul Iisus privește la inima lor care era ca un mormânt, cum spune el, plin de oasele morților. Un alt lucru pe care îl subliniază, pe care îl face Evanghelia, deci, repet, Evanghelia ne descoperă pe Dumnezeu. Evanghelia ne arată că suntem oameni păcătoși. În al treilea rând, Dumnezeu ne arată care este plata păcatului. Pentru că doar să constatăm că oamenii au păcătuit, că păcătuiesc, că mai greșesc, dacă o mai mângâiem așa, că toți suntem păcătoși, așa mai departe, este o chestiune care nu ne duce unde trebuie. Deci, Evanghelia ne arată că pentru păcatele noastre merităm pedeapsa lui Dumnezeu. Iată ce spune aceeași carte, Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dumnezeu este cel ofensat de păcatele noastre. Și am citit acolo în versetul 18 că mânia lui Dumnezeu, datorită stării noastre de păcat, mânia lui Dumnezeu ar fi trebuit să se reverse asupra noastră ca oameni păcătoși. Și El a decis, cel care păcătuiește sau sufletul care păcătuiește, acela va muri. Nu este doar vorba de moartea pământească, deși și aceasta este importantă. Este vorba de moartea veșnică. Și oamenii care mor în păcatele lor au pentru toată veșnicia sufletul pierdut. Și Evanghelia spune limpede lucrul acesta. Plata păcatului este moartea. Dar mai departe, Evanghelia ne mai descoperă și un alt lucru. După ce, așa cum am văzut, ne arată că suntem păcătoși și că datorită faptului că suntem păcătoși, suntem pasibili de a primi moartea veșnică, în al patrulea rând, Evanghelia ne arată calea de scăpare. Evanghelia vorbește ca nicio altă carte despre mântuirea lui Dumnezeu. Ce minune! Iată, în privința aceasta,
în capitolul 3, în versetul 14, citesc câteva versete, versetul 21, dar acum s-a arătat o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe Cel ce este în Iisus. Probabil că aceste fraze teologice să prezinte oarece complicație pentru înțelegerea noastră. Pe fond, cuvântul ne spune că pentru păcătoșenia noastră există o soluție prin care păcătosul poate să fie iertat de păcatele lui. Și soluția aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos. Este acel sânge care a curs din trupul lui de la prima și până la ultima picătură, și prin sângele acesta Domnul Iisus Hristos a putut ispăși înaintea lui Dumnezeu toată vina păcatelor noastre. În vechime, în lege, era această rânduială. Dacă, de exemplu, un evreu mințea sau făcea un alt lucru rău și realiza lucrul acesta, acest lucru era taxat pe bună dreptate ca fiind păcat. Și omul acesta care își recunoștea păcatul nu era de ajuns să spună: ei, am păcătuit și eu, asta e. Trebuia să ia un animal din curtea lui sau să-l cumpere după gravitatea păcatului și trebuia să meargă cu animalul acesta la templu sau la cortul întâlnirii. Și acolo era un preot, căruia păcătosul evreu îi spunea preotului despre păcatul lui și că potrivit legii trebuie să aducă o jertfă. Preotul îl punea pe acest păcătos să pună mâinile pe capul animalului și într-un gest simbolic era această transferare, această trecere a păcatului evreului pe capul animalului. Și animalul era sacrificat și ars pe altar. Sângele lui era stropit de jurul împrejurul altarului. Ce era aceasta? Era un mod prin care Dumnezeu atrăgea atenția poporului evreu că păcatul costă, că păcatul este ofensă înaintea lui Dumnezeu și că păcatul nu poate trece oricum. Și pentru ca să își reia viața lor de legătură cu Dumnezeu, trebuia ca un animal nevinovat să preia simbolic această vină, fără îndoială că era doar un simbol, pentru că în final era jertfa Domnului Iisus Hristos care a preluat ea însăși toate păcatele oamenilor de la Adam și până la ultimul om. Jertfa Domnului Hristos, prin acest sânge, noi avem astăzi posibilitatea să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, Tu care ești drept și care ai spus că plata păcatului este moartea și care în dreptatea Ta, dar și în dragostea Ta, ai făcut ca această plată să fie adusă de Fiul Tău, dreptatea lui Dumnezeu este împlinită și păcatul este pedepsit. Numai că cel care poartă acum povara păcatului este Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta este vestea bună a Evangheliei. Avem o șansă. Avem o singură șansă de salvare, și anume că pentru păcatele noastre s-a plătit un preț. Dumnezeu rămâne drept, pentru că înaintea dreptății Lui, Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui, a plătit păcatele noastre.
Și Dumnezeu de asemenea rămâne plin de dragoste, pentru că oferă, fără plată, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, această mântuire. Și oferă păcătosului din noi și ne cheamă la mântuire și ne spune că păcatele noastre despre care am amintit aici sunt iertate pe acest temei, pe această bază, că jertfa Domnului Iisus Hristos a plătit în locul nostru păcatele noastre. Deci, prin această credință și prin pocăința sau această schimbare a modului nostru de a vedea lucrurile, de a gândi, aceste două brațe ne ajută să putem primi mântuirea lui Dumnezeu, care aduce în viața noastră schimbare. Evanghelia ne vorbește despre mântuire. De 2000 de ani, cel puțin, această veste bună răsună de-a lungul și de-a latul pământului. Și nu-i de mirare că deseori triburile care aud pentru prima dată Evanghelia și care sunt atinse de mesajul Evangheliei, parcă reproșează misionarilor: de ce n-ați venit mai demult să ne spune și nouă mai de mult de această mântuire, de acest Dumnezeu care iartă, de acest Mântuitor care a murit pentru păcatele noastre? De ce nu ne-a spus mai de mult? Și așa cum spunea și fratele mai înainte, probabil că noi, într-o țară formal creștină, dar într-o țară plină de păcat și într-o țară plină de păcătoși, e bine, Evanghelia aceasta se vestește de atâta vreme. Avem, așa cum vom vedea, în al cincilea rând, responsabilitate. Dumnezeu ne prezintă soluția, Dumnezeu ne prezintă prețul pe care l-a plătit, și anume sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus, dar încă nu este suficient pentru ca cineva să fie mântuit. Ce mai trebuie? Este vorba de atitudinea personală a omului care se recunoaște păcătos. Și anume, aceasta înseamnă credința personală, aceasta înseamnă pocăința personală în jertfa Domnului Iisus. Doamne, mi-ai dat darul acesta. Este minunat, sunt copleșit că eu, un păcătos așa de mare, pot să fiu iertat datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine. Doamne, cred în lucrul acesta. Doamne, cred în această mântuire și o iau ca pentru mine. Aceasta este împlinirea Evangheliei. Aici vrea să ne aducă Evanghelia, așa nume, la pasul în care ne întoarcem la Dumnezeu. La pasul în care credem în Dumnezeu. La pasul în care ne pocăim de păcatele noastre și înțelegem că viața noastră de păcat a adus atâta ocară lui Dumnezeu. Evanghelia își atinge, iată, finalitatea ei într-un fel, și anume că în această manifestare conștientă a responsabilității față de mântuirea lui Dumnezeu, omul ajunge un om mântuit. Și în privința aceasta, cuvântul ne spune în aceeași epistolă, capitolul 5, începând cu versetul 1, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Evanghelia autentică, atunci când este primită cu adevărat în inima noastră, schimbă viața. Și întâi de toate ne aduce încetarea acestei stări de beligeranță, de luptă, de vrăjmășie. Pentru că noi, prin păcatele noastre, cum spune Scriptura, suntem vrăjmași ai lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu vrăjmașul nostru, noi suntem vrăjmași ai lui Dumnezeu prin gândurile și prin faptele noastre rele. Ei bine, când primim mântuirea lui Dumnezeu prin credință și pocăință, atunci înțelegem că facem pace cu Dumnezeu. Încetăm starea de răzvrătire, încetăm starea de păcat și spunem: Doamne, nu mai sunt împotrivitorul Tău, sunt un păcătos iertat care îți mulțumește din toată inima. Doamne, fii stăpânul meu. Avem pace cu Dumnezeu și avem apoi bucurie. Nu știu cum se face că unii sau alții dintre cei care mărturisesc că sunt credincioși, nu vezi pe fața lor, în inima lor, în viața lor, un strop de bucurie. Ceva care să vină de la Dumnezeu.
ceva care să-i umple inima. Poate că n-au crezut cu adevărat în Evanghelie. Poate că n-au înțeles cu adevărat Evanghelia. Dar cuvântul ne spune limpede, aceia care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, prin Evanghelie, se bucură de harul acesta. Și această bucurie este o bucurie nu doar ceva ascuns, este o bucurie manifestă. Este o bucurie care se vede în viață. Este o bucurie care îți transformă viața. Dacă erai un om care vorbeai numai lucruri rele, e bine, Evanghelia te transformă și de acum înainte vei vorbi lucrurile cumpănite, lucrurile cuvântului lui Dumnezeu. Dacă înainte erai un om care îți însușeai ce nu-ți trebuie, e bine, Evanghelia te schimbă și cuvântul spune cine fura să nu mai fure. Dacă erai un om defăimător, să zicem, și bârfeai în dreapta și în stânga, dacă ai primit Evanghelia, păcatul acesta este tăiat. Dacă era un om batjocoritor la adresa oamenilor sau lui Dumnezeu, Evanghelia te schimbă și Evanghelia întoarce pagina și pe fila vieții tale începe să scrie Dumnezeu o viață nouă. Fraților și iubiți ascultători, nu vă lăsați înșelați. Acolo unde Evanghelia nu lucrează, nu veți vedea nici pace, nici bucurie, nici neprihănire prin Duhul Sfânt. Adevărata întoarcere la Dumnezeu aduce lucrurile acestea în inima noastră. Deci iată că Evanghelia primită produce roade. Nu este vremea să vedem, dar vă recomand capitolul 5 din Epistola către Galateni, în care se arată care este roada Duhului Sfânt. Cum inima credinciosului care are Duhul Sfânt are ca roadă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și așa mai departe. Roada Duhului Sfânt este în inima celui care primește Evanghelia. Ce minunat este harul lui Dumnezeu! Și așa cum am citit, cea mai dulce vorbă-i harul, pentru că el ne împacă cu Dumnezeu. Și nu întâmplător, cuvântul ne spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia nu este doar o învățătură, deși Evanghelia are multă învățătură. Evanghelia nu este doar un lucru de care să luăm seama. Evanghelia este o putere care când o primești în inimă te transformă și așa cum spune cuvântul, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ce vei face după ce ai primit Evanghelia? Cuvântul ne spune, vei primi o inimă nouă și vei merge pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos și vei trăi prin credință, pentru că ăsta e sensul Evangheliei. Aceasta este mântuirea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să putem fi oameni care în fața Evangheliei să fim responsabili. De decizia noastră de astăzi, de pe pământ, va depinde soarta noastră veșnică. Nu există altă șansă în ceruri. În ceruri oamenii nemântuiți, sau mă rog, în veșnicie, nu mai pot fi mântuiți. Ne arată pilda bogatului și a lui Lazar și spune Avram, între noi și voi este o prăpastie mare, nu mai putem trece, lucrurile sunt deja tranșate, hotărâte. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, pe pământ Fiul omului are putere să ierte păcatele. Cu gura noastră trebuie să ne mărturisim păcatele, cu gura noastră trebuie să ne pocăim și cu inima noastră să credem când suntem încă în viață. Domnul să ne ajute să putem lua decizia corespunzătoare, decizia corectă. Și dacă cineva dintre dumneavoastră, după ce vom încheia cu cântare și cu rugăciune, dorește să vină în față și să primească într-un mod clar cuvântul Evangheliei, poate să o facă și are toată libertatea. Mulțumim și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.